Îți dai seama că de fiecare dată când bine, acum când suntem online, nu, nici nu prea avem ce amenaja ca spațiu, ca mediu, Da. așa, dar când Acolo suntem la la voi, la birou, birou, e altceva. trebuie Da. să aranjăm Da, microfoanele, mixerul și toate. Ce bei acolo, mă? nimic. Remote. Salutare și bine ați revenit la un nou podcast de un nou episod din podcastul de vineri. Astăzi îl avem alături de noi pe Gabriel Ursan. Sau poate dacă îl știți mai bine după gabrielursan.ro. Pe Gabi l-am cunoscut cred că acum vreo, nu știu, nici mai știu, 7 ani, cât ani a trecut? Nu știu, cred că sunt vreo 7-8 ani. Când am făcut, mi se pare noi, prima sau a doua, nu, primele două ediții BGG și după care ați preluat voi subiectul. Da, când erai tu mai... Înfipt cu blogul, da. Exact, Mai da. păpelie, da. Bine, nici n-aveam blog pe vremea aia, cred, da. Da, cred Păi că nu știu, dacă... eu l-am din 2009. Tu știu că ai scris că ai împlinit ceva ani de curând, de parcă am văzut la Da, tine pe blog. da. L-am din 2014 sau ceva de genul ăsta. Da, dacă mai ales din zona asta Galați Brăila, cu siguranță ați intrat cel puțin o dată și ați citit un articol de la Gabi pe blog. Și... Nu înseamnă că v-a și plăcut, dar probabil ați dat peste unul la un moment dat pe Da, net. exact, asta zic. Probabil au dat. E imposibil să nu apară. Și am vrea, adică l-am chemat astăzi alături de noi să aflăm mai multe despre el, despre cum a început el în online. Noi am mai discutat așa în privat la o bere, când am mai fost noi cu întâlnirile astea. Pe la Bloggers Arena, Da, ce am mai discutat. da. Da, Gabi mereu are... Prin restaurante, dacă mai țineți minte, pe vremea când mergeam în restaurante, când mergeam la Dale. Da, da, chiar. Da, mi-aduc aminte. Ne-am întâlnit tot în Dale, da, la... Și mereu băgam mai, hai, încă una și plec acasă, știi? Și toți băgam, da, mă, mai stăm, uberi și gata, plec acasă. Și se făcea 2-3 dimineața și noi ne mai plecăm. Da, da, cum a început? Păi a început pentru cei care nu știu, a început cam în 2009. Bine, eu cochetez cu blogurile undeva de prin 2007-2008. Recunosc că eu și că un prieten bun de-al meu de pe vremea respectivă, Ciprian Florea, și coleg de muncă ulterior, urmăream foarte mult ceea ce scria Sebastian Bârgău, Visurât, îl chema Visurât.ro, era numele blogului lui înainte, și avea el la un moment dat un serial pe blog. Se numește, nu știu dacă îl mai găsiți sau nu, se numește Nu vreau să fiu Dumnezeu. Era un serial, deci dacă vă imaginați, prin 2007-2008, nu așteptai următorul episod pe HBO Go sau pe Netflix, ci pur și simplu așteptai pe bloguri, știi, dacă îți venea să crești. Și nu era vizual, ci era, trebuia să citești. Și așteptam noi cu sufletul la gură fiecare episod din serialul respectiv, scris de alt prieten de-a lui Sebastian Bârgău, nu îmi vine acum numele. Ei, și ne-a plăcut foarte mult chestia asta și am zis, mai, hai că trebuie să inventăm și noi ceva, trebuie să scriem și noi ceva, că avem imaginație, suntem inventivi, ne-am jucat cu diverse proiecte, până într-un final când prin 2009 am avut un accident stupid, mi-am rupt piciorul, mai exact a fost o dublă fractură de platou tibial, am stat vreo 3 luni la pat, am fost operat, șuruburi nebunii de genul ăsta și de timpul ăla pe care l-am avut liber acasă, am zis, băi, trebuie să-mi fac un blog serios, pentru că m-am apucat să citesc despre vânzări, despre dezvoltare personală, în același timp lucram și la o companie care vindea tehnologie, calculatoare, telefoane mobile, era foarte în floare domeniul respectiv. Atunci am zis, măi, trebuie să-mi fac un blog. Și așa a luat naștere gabrielursan.ro, pe scurt. 2009, da. L-ai făcut, adică scopul tău principal a fost să faci bani sau la momentul respectiv la ce te gândeai? Nu, no, la momentul respectiv, în 2009, treaba cu blogurile nu se discuta foarte mult despre monetizare ca acum. Adică acum, în momentul în care toată lumea spune, hei, vreau să-mi trăiesc visul meu de viață, I will start a blog and I will start earning from there. Nu cred că mai e start a blog nici acum, adică am trecut de perioada aia, acum mai start a da, blog. Este start,
Este Startup Vlog, exact. Da, asta, am trecut de mult de perioada Startup Vlog. Dar era, cum îi spune, era din zona de pasiune. Și am început să scriu, însă mi-am dat seama că un blog de tipul nume, prenume, gen gabrielursan.ro, era un blog generalist. Și eram inspirat de alți blogger care erau pe vremea respectivă, deși nu scriam neapărat în stilul lor. Eu mă orientam pe treaba mea, pe dezvoltare personală, pe partea de vânzări, pe partea de tehnologie, pe ce îmi plăcea mie. Dar recunosc că eram inspirat de blogger precum Visurât, Sebastian Bârgău, așa e numele lui, blogger precum Zoso, pe care îl cunoașteți foarte bine și voi, blogger precum Arhi sau Cetin.ro, cum are mai nou domeniu, pe ei urmăream. Și ei aveau și au în continuare bloguri, ca să le zic așa, generaliste. Și am zis, mă, asta vreau eu să fac, să fac un blog generalist. Dar după aceea, undeva prin 2011, țin minte, în februarie 2011, am avut o zonă dintre asta mai nișată cu blogul și am zis, băi, trebuie să încep un nou proiect. Începusem foarte tare, devenisem trainer pe partea de GSM, de telefonie mobilă, în grupul de firme unde lucram și am făcut un blog, găsisem și liber domeniu, gsmro.ro. De altfel, una dintre adresele mele personale de mail încă au extensia asta. Și am cumpărat domeniul și m-am apucat de făcut un blog de tehnologie. Și de pe, nu mai știu, cred că 10-12 februarie 2011 până pe 10-12 februarie 2012, gsmro.ro era locul întâi în top bloguri de tehnologie din România. Conform T5, conform traffic.ro, conform ce vreți voi. Adică întrecusem inclusiv publicația aceea germană, nu cred că mai există acum, era o publicație germană care avea și online. Că mi-aduc aminte pe parcursul podcastului, vă zic. Inclusiv și pe Dan Dragomir, care sunt bun prieten, care are computer blog acum și el trăiește din asta, are un blog foarte fain de tehnologie. Da, pe vremea aia se numea dandragomir.biz, de exemplu, blogul lui. Și mi-am dat seama că, stai un pic, că pot să fac chestia asta. Cum am făcut-o, am scris. Și atunci ai lăsat puțin mai deoparte gabrielursan.ro și te-ai concentrat pe gsmro.ro sau cum ai abordat? L-am lăsat deoparte aproape de tot. Sunt bărbat și știi cum e, bărbații nu se pot focusa decât la un singur lucru de dat. Adică e faza aia când dai cu spatele și loc puțin, dai muzica mai încet, adică... Da, noi suntem născuți vânători și ne focusăm pe target și atât. Da, am lăsat gabrielursan.ro, ce să zic, cred că scriam maxim un articol pe lună pe el, în schimb pe gsmro.ro scriam zilnic. Îmi făcusem baza mea de abonați la newsletter, trimiteam newslettere manual, dacă îți vine să crezi, deci nu foloseam vreun serviciu, după aia am băgat eu Feedburner și alte chestii care erau. Am participat la diverse concursuri. La un moment dat era un concurs, țin minte, se numea blogwars.ro. Nu mai există acum. Era ceva în colaborare cu Asus și cu încă un magazin online, ăla care, nu mă știu dacă mai există acum, începe cu capa și se termină cu oios.ro. Nu știu dacă îl știi. Da, era un magazin online de telefonie mobilă, laptopuri, chestii de genul ăsta și mi-a dat cu precădere dispozitive Asus. Și am ajuns pe locul 4 în competiția respectivă. Iar după aceea s-a întâmplat o chestie foarte faină cu gsmro.ro. Am început să ofert, pe lângă faptul că făceam bani din afiliere, eram afiliat Emag Profit Share, pe vremea aia era doar Emag Profit Share, nu și Profit Share cu mai mulți advertiser ca acum. Făceam bani și din reclame din Google AdSense. Și făceam bani din colaborări, articole sponsorizate, îmi trimiteau producătorii diverse dispozitive, unele le testam, le dădeam înapoi care erau mai scumpe, unele puteau să rămână la mine, cum știți de altfel că se face. Dar partea faină este că am început să primesc oferte de cumpărare a domeniului și a magazinului și n-am ales să-l vând la necunoscuți, am ales să-l vând tot în grupul de companii. Se realiza un nou brand la noi, voi știți că n-a, dar o să presupunem că nu știți. La noi în grupul de firme în 2012 a luat naștere un nou brand, da, Beauty Clinic, cu totul altceva față de partea de tehnologie. În momentul de față, Beauty Clinic este cea mai mare rețea de clinici de estetică facială și corporală neinvazivă din România și în momentul respectiv abia începeam toată treaba și partea faină a fost că am reușit să vând domeniul respectiv și site-ul cu totul.
pe o sumă de bani, de 5.000 de euro. Oh. 2.000 de euro i-am primit cash și mi-am pus centrală termică. În anul ăla și eu n-aveam centrală termică la apartamentul care mi-l luam. O investiție bună. Și 3.000 de euro aveam ocazia ori să iau în rate și să-i primesc eșalonat de la cine a cumpărat domeniul, ori să primesc 10% din compania Beauty Clinic. Și am ales să primesc 10% din compania Beauty Clinic, care în momentul respectiv nici nu exista ca și companie, dar 8 ani mai târziu, iată că e locul întâi în România ca și rețea de clinici, un business de 1,8 milioane de euro cifră de afacere anual, adică știi vorba aia, prost să fii noroc să ai, uite, s-a întâmplat. Gabi, eu am o întrebare pentru tine. Legată de blogul cu tehnologie, cum îți structurai tu timpul? Cum făceai în așa fel încât să postezi zilnic? Era jobul tău 8 ori pe zi sau făceai și altceva pe lângă și asta o făceai din pasiune și îți găseai, mă rog, luai din timpul tău liber să scrii? A scrie zilnic nu e chiar așa ușor. Exact. Asta este adevărat. Acum știți cum e cu scrisul zilnic? Deci nu, la mine, ca să-ți răspund direct la întrebare, Ionu, nu era un job de 8 ore blogul, era un job de după, ca să zic așa. Deci în 2011, când m-am apucat de gsmro.ro, încă nu aveam copil, ca să-ți răspund la o întrebare legată de timp. Pe 14 iunie 2012, în schimb, s-a născut Sara și prioritățile, viața, time management-ul a luat o altă întărsătură. În schimb, scriam foarte mult după muncă. Și o făceam din pasiune. Și știi cum e? Cu cât ești mai pasionat de un lucru, de asta mulți mă întreabă: băi, vreau și eu să pornesc ceva, sau băi, uite, vreau să pornesc o afacere, vreau să fac o chestie, zi-mi și mie la ce să mă apuc, ce să fac. Și eu mereu le zic: frate, nu știu ce să zic eu, ce să faci, gândește-te ceea ce îți place ție foarte mult, o chestie despre care tu ai putea vorbi non-stop, despre care te-ar putea trezi din pat la orice oră de noapte și te-ai apucat cu plăcere de chestia asta. Deci atunci când este vorba despre o pasiune, deja nu mai este atât de greu de scris, nu mai este atât de greu de produs conținut, nu mai reprezintă o corvoadă. Și asta e valabil în orice, da, în business, în mersul la muncă, în absolut orice chestie și cu blog. Da, nu era ușor. Uneori făceam și 2-3 articole, nu era greu. Nu era ușor, pardon, am zis bine. Dar uneori făceam și 2-3 articole pe seară, alte ori unul, alte ori poate niciunul, dar recuperam. Media era cam de un articol pe zi. Chestia asta acum s-a transformat, că tu vorbești, Gabi, de articole. Acum nu mai e vorba de articole. Acum încercăm să ne raportăm la chestia asta ca și conținut, orice fel ar fi el, că până la urmă acum e vorba de poze, e vorba de video, vlog, podcast, cum facem noi, vorba de conținut. Și cred că ce aș putea eu să extrag din ce ai zis tu este cumva consecvența, nu? Faptul că tu zilnic ai publicat te-a ajutat să ajungi în punctul respectiv în care să-l vinzi, să valorezi ceva proiectul tău. Obiectivul meu n-a fost. Da, așa este. Consecvența este un lucru foarte important. În viață, în general, e un maraton, nu e un sprint. Uneori e momentul să faci sprinturi, alteori e momentul să te pregătești să alegi maratonul. În schimb, obiectivul meu n-a fost să vând sau să mă îmbogățesc de pe urma lui. Pur și simplu, efectiv, îmi plăcea ceea ce făceam și da, îmi păream ca să fiu pe primul loc, îmi urmăream traficul în sensul ăsta, mă uitam la ce click-uri am primit pe reclame și ce bani am făcut, pentru că dacă nu urmărești, nu obții. Dar nu mă trezeam dimineața, hai să mai fac eu un articol ca să mai iau eu 2 click-uri din AdSense, să mai fac eu 20 de cent. Nu, în niciun caz nu făceam chestia asta. Plus că fiind un blog tehnic, hai să zicem că undeva 60-70 dintre articole erau mult mai ușor de scris, pentru că era vorba despre niște telefoane sau gadgeturi care, ca, din punct de vedere specificații tehnice, existau, adică le luai și doar le transcriai și îți dădeai o scurtă părere despre ele, despre ce fel crezi tu că va fi chestia aia sau cum nu va fi. Partea mișto era că eu, lucrând în domeniul GSM, aveam și acces la foarte multe telefoane. Lucrând pentru Orange, aveam, când veneau best deal-urile de la Orange sau veneau tot felul de oferte de la Orange, păi eu le aveam în magazin acolo și eram primul de foarte multe ori care făcea unboxing-ul sau care îl vedea sau care efectiv punea mâna pe telefon.
care nu era atât de ușor, acum te duci, bine, acum nu te duci la un alt ex și vezi despre ce e vorba, dar să presupunem că n-ar fi fost COVID, te duci acum și pui mâna pe ce telefon vrei tu, îl pipăi, alea, dar pe vremea aia nu era atât de facil. Bine, acum sunt și campanii, că brandurile mari fac campanii cu blogger, vlogger și le trimit. Da. Pe atunci nu prea existau noțiunile astea. Da, mult mai puțin. Adică te rugai de ei să-ți trimită, nu știu, vedeai și tu un Bluetooth, vrei să-ți trimită un accesoriu de 300 de lei, te rugai de ei, nici nu-ți răspundeau. Acum, dacă ai un blog care depășește 1000 de unici pe zi și ai ceva vechime și ceva domain authority mare, altfel se pune problema, da, nu? Că nu-ți trimite nimeni așa, oricum produse cu ochii închiși, oriceva de la tine, dar sunt mult mai deschiși. Da, și acum blogul tău o să, adică ai pomenit și de Sara și chiar aș vrea să discutăm puțin, dar o leacă mai încolo ca să încheiem subiectul ăsta. Ai pomenit despre gabrielursan.ro. Ai pomenit și despre A Beauty și aș vrea și aici să mai revenim puțin. Dar spunem întâi cu blogul, cum îl mai abordezi acum? Am văzut că mai postezi din când în când, dar nu e o chestie regulată. Deci de când a început, da, de când a început pandemia, clar am început să postez mai des. Pentru mine blogul este o chestie ce ține de o terapie, ca să spun așa. Pentru mine scrisul este o terapie. Și uneori această terapie prin scris nu poți să o faci numai făcând articole sau chestii pentru job, pentru muncă, ci o faci și pe plan personal. Vrei să spui ceva lumii sau pur și simplu vrei să te descarci, vrei să mai simți că lucrezi la ceva al tău propriu și personal. Știi că de la urma urmei blog vine de la web log, de la jurnal web. Acolo vine denumirea. Deci blogul este jurnalul meu web și atunci când am în primul și în primul rând timp și starea mentală, mai scriu pe blog. Iar acum, eu de pe 14 martie sau 12 martie sunt acasă, lucrez de acasă, work from home. Și recunosc că, având în vedere că noi suntem într-o industrie în care ordonanțele militare ne-au închis activitatea pe perioada asta, e clar că n-am avut foarte multă încărcare. Deși am scos niște proiecte noi de care am să profit de podcastul ăsta să le și Da, chiar te rog, pentru că mi se pare interesant în domeniul vostru cum ați abordat situația. Adică e o chestie din care mai multă lume ar putea. Noi am trecut și mai mult online. Noi din 2017 eram online. Noi am fost prima rețea de clinici din România care a început să vândă tratamente direct online. Adică dacă vroiai, nu știu, epilare definitivă, te duceai pe site la noi, vedeai cât costă, exact ca și cum te duci pe EMAG și îți pui în coș televizorul, îți puneai în coș ședințele sau pachetele de epilare. Deci chestia asta am fost primii și am făcut-o din iulie 2017 chiar. Și a mers și merge foarte bine, e ok. Adică sunt foarte mulți, mai ales în zona noastră de clienți. Clienții A Beauty sunt clienți educați, sunt clienți care clienții foarte inteligenți, știu să beneficiile de a comanda online, știu foarte bine cum se comandă online, sunt la curent marea lor majoritate cu tehnologia și le-a fost ușor. Pac, am văzut oferta, e ok, am prins-o, mai ales că sunt diverse oferte care le faci cu stocuri mai mici, că nu îți permit să dai la preț foarte mic foarte multe ședințe. Și asta am făcut-o. În schimb, ce am făcut acum în perioada asta, pentru că a fost o perioadă de incertitudine, de fapt ce te omoară în perioada asta cu pandemiei, este de fapt incertitudinea. Asta e cel mai mare dușman. Băi, am bani acum, dar cine știe cât o să mai am? Cine știe cât mai ține? Cine știe? Hai, mai degrabă țin banii pentru altceva. Poate mai mi-au o pungă de făină, de mălai și uite, ăștia 50 de lei pe care țineam de ei să nu mi-au nimic, uite să mă aștept să mai supraviețuiesc încă două zile. Glumesc, dar în principiu incertitudinea cam asta face. Și e clar că oamenii nu s-au dus acum să-și comande în avans niște servicii, adică chestii pe care nu poți să pui mâna, nu sunt palpabile, precum un, nu știu, telefon mobil sau ceva care poți să-l ții în mână, să te folosești de el. Nu s-au dus în zona în care, băi, uite, îmi comand în avans că cine știe când s-o deschide. Acum, din fericire, știm și cam când se deschide. Deja încep să-și revină lucrurile pe o pantă mai bună. În schimb, am lansat un alt concept, abeautyhome.ro,
care e un concept care o să rămână, e aici ca să rămână, nu e doar pe perioada pandemiei, în care vindem produse de înfrumusețare, uh-huh, estetică, dermatologie pentru acasă. Noi, uh-huh, acele produse le vindeam și în clinicile noastre din țară. Ele sunt față de produsele din comerț, adică față că te duci tu la farmacie și ți-ai tu nu știu ce cremă sau te duci pe raftul unui supermarket și ți-ai o Nivea Q10 la 50 de lei. Dau un exemplu, nu are legătură cu brandul X, uh-huh, da? La 50 de lei. Nu e același lucru și de aceea noi cremele și produsele care le vindeam strict în clinici pentru simplu fapt că au ingredienți activi mult mai puternici și mai eficienți decât o cremă obișnuită. În general, secretul, că uite, am dat-o din bloguri în alte chestii, dar sigur, cel puțin voi ca bărbați o să învățați ceva nou, ceea ce am învățat și eu la rândul meu când a fost să aflu. Cremele care se pot vinde fără o consultanță în prealabil, adică fără să discuți măcar cu un specialist sau să te vadă sau măcar să te întrebe de sănătate un specialist, măi omule, ce alergii ai? Cum a fost când aplici retinol pe piele, ce fel ți se face pielea? Păi stai că nu știu, nu știu ce la retinol, hai să vedem. Păi bun, când ai aplicat aia, cum ți s-a făcut? Adică cremele care se vând fără consultanță de specialitate sunt creme, în esență, care nu fac mare lucru. Deși la suprafață multă lume poate să spună, stai un pic că eu mă dau cu extract de pătlagină combinat cu gălbenel și ceva cam cește de... numai numea. Da, și cu fond de ten când te dai fața, slucește și când te machiezi fața, îți arată mult mai bine. Dar noi nu vorbim aici despre niște creme care îți dau niște efecte de marketing, ca să zic așa, de suprafață. Vorbim niște creme cu concentrații mai mari, cu acid hialuronic care prin anumite formule pătrund în profunzimea dermului și știu să-ți hrănească sau să-ți trateze, să-ți întinerească tenul, să-ți repare diverse probleme. În profunzime, nu la suprafață, cum face o cremă obișnuită. Și de aceea se dau pre-prescripție. Cred că toate detaliile astea poate să le găsească... Ion și Adorn Avere. Vlad, a zis că nu le găsească oamenii și pe site-ul vostru. Da, da, le pot găsi, dar nu în forma asta, pentru că nu poți să-ți permiți pe un site de genul ăsta să explici într-un limbaj mai colocvial ce spus eu acolo. Știi? Adică nu poți să dai și să spui, băi, știi, crema la 50 de lei sau la 100 de lei care o găsești pe rafturi, de fapt au pus concentrații mici, astfel încât să fie sigur că tu n-ai să pățești nimic și n-ai să-i dai în judecată. Dar nici efecte nu o să aibă, știi? Deci, din punct de vedere al business-ului, voi ați trecut de la servicii la vinde produsele pe care voi le foloseați în serviciile voastre, nu? Sau ce? Asta da, și o parte din produse pe care le vindeam efectiv cu consultanță în clinică. Ha? Uh-huh. Și care în mod normal politica noastră era, băi, nu le putem vinde direct online pentru că nu putem, dar pentru că nu avem voie, dar având în vedere situația mondială, am obținut ok-ul și de la partenerul, furnizorul nostru și le putem vinde online, dar suntem singurul magazin online care face o consultație de specialitate în prealabil, adică ai comanda crema, noi te sunăm, vorbim cu tine, dacă e ceva nesigur ne și vedem la ochi, printr-un Zoom, printr-un Skype ceva, printr-un ce dorește clientul, WhatsApp, Messenger și așa mai departe, te vede un specialist certificat, îți dă niște sfaturi. Deci vindeți și o consultanță, practic vindeți și serviciul ăsta, că până la urmă e inclus în pachet. Da, este inclus, dar face parte din oferta voastră, cum adică cu asta vă diferențiați. Obiectivul principal este ca, virgulă, clientul să obțină rezultate bune fără să se supună la niciun risc. Și atunci ești dispus să faci tot ceea ce trebuie, astfel încât să fii sigur că a luat decizia cea bună. Adică am avut situații în care efectiv n-am avut noi ce să-i recomandăm clientului și le-am spus, măi, mergi la farmacie și ia-ți de la Mustela o anumită cremă de mâini. Sau ia-ți de... Adică nu ne dăm în lături să dăm inclusiv recomandări din outside dacă noi nu avem soluțiile. Nu suntem noi decizitorii tuturor. Asta e mișto, da. Da, mi se pare absolut normal. Și eu am primit-o la rândul meu ca și soluție în alte situații și am apreciat foarte mult. Și acum întrebarea de 100 de puncte e cum au primit oamenii noua voastră idee de business. Deci, și în primul rând, cel mai mult oamenii s-au bucurat, o parte din ei este clar, dar marea majoritate s-au bucurat că i-am sunat. S-au bucurat că au auzit o voce familială, au avut cu cine discuta și despre alte chestii. Oamenii să știi că în izolare acasă se gândesc mai mult ca oricând, spre surprinderea unora, nu și a mea, se gândesc mai mult ca oricând la felul cum arată, la sănătatea lor, adică au timp să aibă niște momente. Au mai mult timp să se uite în oglindă.
Să duc de mai multe ori și la baia proprie, poate. Exact, și momente de reflexie, știi? Băi, stai un pic, că de fapt, uite cât de șubredă e sănătatea, uite cât de important este de fapt să am grijă de mine și atunci când voi trece peste asta, uite, o să mă duc, o să alerg mai mult, o să mănânc mai sănătos, dar de fapt, stai un pic, pot să mănânc mai sănătos de acum, pot să fac ceva sport și de acasă acum. Uite ce mișto va fi când voi ieși din pandemie. Sau iarăși, voi avea mai multă grijă de... Oamenii, în general, se conectează mai mult cu sine, au ocazia, unii dintre ei, nu, dar unii care au ocazia profită de ea, se conectează cu sine și își dau seama că corpul, la urma urmei, e un templu al sufletului, dacă vrei să ne ducem în zona asta mai spirituală și trebuie să-l tratăm cu respect, nu putem să băgăm numai... Știi, vorba aia, junk in, junk out. Sau garbage in, garbage out, cum e la voi la programatori. Da, chestia e că noi discutăm acum și punem foarte mult în contextul pandemiei, dar cred că ar trebui să generalizăm și o să fim nevoiți să facem asta, pentru că ce ni se întâmplă acum o să se regăsească și în alte situații. Adică, cum ai spus tu, confuzia asta și incertitudinea și astea apar în mai multe cazuri. Acum este un caz extrem unde... Da. Na, poate suferi mai mult, dar chestiile astea, adaptările astea pe care business se poate să le facă, ar putea să le facă și în orice alt context. Da, știi ce mi-am dat seama cel mai fain este că inclusiv pe chestiile care le-a făcut statul român sau care nu le-a făcut, dar mă rog, unele chestii care, știi, te chinui să le faci, da, ar trebui să implementăm, să se poată face și de la distanță și digital, știi? Ei, atunci când ești, n-ai altă opțiune, imediat, frate, poate, da. Imediat, stai un pic că merge să trimiți nu știu ce act la statul român și pe e-mail să te ofere, ok, stai că mergești cu semnătură electronică, stai că mergești de la distanță și am făcut și nu știu ce aplicație. Inclusiv mi se pare că... inclusiv la noi la Galați a făcut un subdomeniu pe un site ceva, galați.ro, care arată destul de bine. Mi se pare că niște băieți de la Tecon l-au făcut, nu? Sau, nu cred. Nu? Da, și hai să ne întoarcem puțin la blog. Hai zi-mi care au fost sursele de venit din blog? Că știu că tu ai scos ceva bani din blog. Da, am scos. Acum nu mai scot, cine știe ce. Sursele de venit în primul și în primul rând au fost din marketingul afiliat. Adică eu cred că dacă... bine, pentru a face marketing afiliat există mai multe strategii. Una dintre ele, și o să spun pe scurt, este strategia de PPC, pay-per-click. Adică să te apuci și să... cumperi reclamă la Facebook, la Google și să optimizezi pentru pay-per-click, să ai un ROI cât mai mare de la fiecare click pe care tu îl primești și faci. Acum, din punctul meu de vedere, eu nu știu să aplic această strategie și nici nu-mi place. Adică nu sunt adeptul ăla de a calcula la fiecare chestie și așa mai departe. Dar sunt foarte mulți care fac treabă foarte bună din chestia asta. Cred că afiliații de top cred că fac chestia asta foarte bine. Și a doua variantă este să oferi content de super mega calitate. Adică și util. Dacă tu cu adevărat scrii un tutorial legat de cum să aleagă lumea un televizor, spre exemplu cum a scris și scrie în continuare un prieten din blogosferă, Marius Cucu. Site-ul este blogul este mariuscucu.ro, știți probabil. Da. E din Ploiești. Adică eu îl cunosc. Da, tu știi, da. E un tip super și a făcut super content pe partea asta, spre exemplu. Adică pe partea de cum să-ți alegi televizorul, review la diverse televizoare, inclusiv mi se pare că îi se și trimit în momentul de față televizoare. Da, primești. Eu urmăresc pe foarte mulți din garda veche, ca să zic așa, nu comentez că sunt genul ăla mai de voyeur, adică mă uit și... mai dau un like din când în când, dar nu înseamnă că dacă nu comentez sau nu zic că eu nu urmăresc blogurile voastre sau altor prieteni din blogosferă de-a lungul timpului, că scriu mișto. Și deci când oferi content de super mega calitate, atunci ai șanse să faci bani foarte, foarte mult. Uite, să dau un exemplu, fără să-mi dau seama, mă uitam pe niște rapoarte de trafic acum 3-4 săptămâni pe blog și am văzut că un articol scris prin 2014 când eMag a lansat prin parteneriat cu Mega Image posibilitatea să-ți cumperi alimente online și să ți le livreze acasă, a început să fie iarăși în căutări.
Și mi-am dat seama că aveam linkurile de la articolul respectiv, le aveam expirate, linkurile de profit share erau pe alt cont, mă rog. Și am făcut imediat update cu linkurile și am văzut ce fel era scris articolul respectiv și am zis, băi, oamenii chiar caută cum să-și facă cumpărături online de tip alimente acasă, chiar dacă stau și în sate sau în alte zone mai îndepărtate, stau neapărat în Brașov sau reședințe de județ. Și am făcut un articol pe subiectul ăsta cu supermarket online, cuvinte cheie, și vreau să spun că am avut comisioane zilnice de pe... Da, am văzut articolul tău recent și chiar vreau să te întreb dacă a avut conversii. Da, a avut conversii zilnice, încă mai are conversii zilnice. La început, în perioada aia când era panica mai mare să nu mergi la cumpărături, când era totul incert, când nu prea se găsea făină în magazine, în supermarketurile noastre și online se găsea, aveam... numai așa, fără să fac nimica, comisioane de 30, 40, 50, chiar și 80 de lei pe zi, numai din chestia aia. Acum câte din ele o să mi le aprobe EMAG și câte din ele o să se și plătească în termenul ăla de plată, nu știu ce s-a întâmplat mai departe. Că știți, nu înseamnă doar să faci comisionul, trebuie să îl și plătească produsul, să se valideze, să nu înapoieze ceea ce a comandat și după aia primești. După 30 de zile sau așa. Minim 14, nu, la EMAN cred că sunt vreo 15 sau ceva de genul ăsta. Da, cam așa parcă. Da, ideea este de marketing afiliat prin care, adică la noi în România mai sunt astea două platforme, Profit Share și Tu Performance, care fac asta și nu se aplică doar pentru bloguri, adică știu foarte mult, cum ai spus și tu, care fac doar din pay-per-click, da, în Google Ads și în Facebook. Sunt care fac doar Facebook organic, în grupuri și au creat o comunitate, da. Și vând acolo și pun recenzii și așa. Și sunt care fac prin propriul lor conținut, text sau video și lasă în comentarii link-uri și așa mai departe. Da, nu are rost să intrăm mai mult în discuții. Vreau să te mai întreb un subiect, știu, pe care ai pușat mult la momentul respectiv în zona de cripto. Când a fost boom-ul ăla cu Bitcoin-ul. Știu că tu erai super entuziasmat, da. Cum a fost experiența? Băi, eram super supărat când am cumpărat Bitcoin atunci când era $400. Deci, cred că toată lumea a fost. Da, cred că toată lumea. Eram și la un curs odată și m-a pus cineva un exercițiu, mi-a la un training dintr-o asta de comunicare și mi-a spune care a fost cel mai mare regret al tău sau unul dintre cele trei. Și am zis, băi, când am cumpărat Bitcoin când era $400. Da, ce-i drept, m-am entuziasmat un pic cam mult în perioada respectivă. Nu-mi pare rău, a fost o experiență. Uh-huh. Nu sunt genul care încă să aibă, ca să zic așa, răbdarea și tăria de caracter să rabde și să tranzacționeze zilnic, pentru că din criptomonede sunt foarte mulți pe care îi știu și care tranzacționează zilnic și câștigă zilnic din tranzacții, adică cumpără nu Bitcoin, Ethereum și alte monede pe care lumea le știe, ci monede noi apărute, sunt cu ochii pe tot felul de lansări. Studiază foarte mult, dar adică mulți zic, da, fac bani de acasă așa și nu fac nimic, dar de fapt unii dintre ei stau și 12 și 14 ore studiind subiectul ăsta și eu nu pot să stau, nu vreau să stau. Adică nu am timpul necesar și nu mi-ar face plăcere. Și sunt unii care din chestii dintre astea mici și cumpără 1000 de nu știu care monede, le vinde a doua zi când au crescut, adică simt, se uită pe grafice, de acolo se îmbogățesc foarte, foarte mult. Da, eu pot să zic că am ieșit cumva pe pierdere, nu foarte mult, pentru că am cumpărat, eu investisem foarte mult în Ethereum la un moment dat, dar am avut noroc că prin articolele mele pe care le-am scris pe blog, au fost, bineînțeles, și niște programe de afiliere, inclusiv pe la Binance, mi se pare că de acolo mai câștig și acum, dacă te înscriai un an și tranzacționai prin platforma respectivă, un anumit procent îmi revenea și mie din tranzacțiile respective. Și ți-mi indic anul trecut când, înainte să ne mutăm la casă, că a fost unul dintre visurile noastre, ne mutăm de la apartament la casă și am zis, da mă, ok, hai, schimb creditul, fac alt credit și o să fac chestia asta,
Ții minte că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, cheltuielile au fost mult mai mari și când am deschis contul de Binance mai aveam vreo 1200 de euro pe acolo în Bitcoin. Și când am văzut așa din pământ de iarbă verde chestia asta, am zis, deci mai mult ai câștigat din afiliere, din chestiile pe care le scriai și le promovai despre asta decât din tranzacționare proprie. Da, da, eu am cumpărat, gândiți-vă că eu am cumpărat Ethereum ca prostul când era 1200 de euro bucata, adică și acum ești 300 de dolari, înțelegi? Deci, și mă gândeam, vai, stai să vezi ce crește și mă gândeam, hai mai repede să cumpăr. Da, uite, Bitcoin-ul e invers. Bitcoin-ul tot crește. Are Bitcoin-ul... Bitcoin și dacă luai la 2000 de dolari și tot erai bine acum. Tot era bine, clar, clar, dar nu. În momentul în care Ethereum-ul era 1200-1400, parcă, sper să nu vorbesc prostii, nu știu dacă a fost la 1400 vreodată, Bitcoin-ul ajunsese și la 12 și la 17.000. Acum e undeva în zona de 7.000 și cu perioada asta de pandemie tot primesc pe aplicația Binance pe telefon, primesc notificări că, băi, vezi că a scăzut, e sub 7.000. Deci da, ești la curent cu ce se întâmplă? Păi am încă aplicația, m-am trezit pe ea cu 60 de dolari și vreo 1000 de ruble, care înseamnă vreo 4 dolari sau ceva de genul ăsta. Încă ești agățat acolo. Poate, da, poate. Încă o am. Păi și eu m-am interesat de subiectul ăsta și am citit și mulți analiști de ăștia jumecheri sugerează să cumperi acum. Ei zic, băi, o să crească Bitcoin-ul ăsta, de o să le ia mama naibii. Adică ei încă zic, cumpărați fără... Poate speculați. Asta e mai puțin, că depinde și unde citești. Adică, uite, din experiența lui Gabi, care el a scris foarte mult și a zis așa, cumpărați Bitcoin-ul ăsta. Și eu credeam la fel. Acum este clar, în momentul în care toată lumea cumpără, tu teoretic, dacă ai ceva rezerve, ar trebui să vin. Și în momentul în care toată lumea... vinde, tu ar trebui să cumperi. Acum, dacă se creează un nou trend, da, am văzut, am mai, ca să zic așa, știi, ca, mă uit la criptomonede ca la filme de groază, știi? Nu vrei să te uiți la un film de groază, dar mai schimb canalul și uneori mai dai un pic, ia să văd eu ce s-a mai întâmplat acolo. Dar a venit criminalul, știi, senzația aia când te uiți așa pe după, stai să mă uit cu un ochi, că poate mi-e frică mai puțin, când eram mici copii și ne uitam la filme de groază. Da, mă mai uit din când în când și am văzut că mulți spun că Bitcoin și criptomonedele, dar în special Bitcoin, va crește foarte mult, că primește nu știu ce update acum și că va crește foarte mult pentru că va fi de fapt o, în vremurile astea și-a dat seama lumea cât de puțin înseamnă de fapt banii și cât de puține garanții au de fapt banii cash în spate. Și și-au dat seama că Bitcoin-ul și monedele digitale, criptomonedele, sunt, pot fi o garanție a banilor normali. Și s-ar putea ca, de fapt, Bitcoin-ul, tot după prima criză economică din 2008, care în România noi am resimțit-o mai mult în 2009 și în 2010, dar ea a pornit în 2008 la americani, tot atunci el a câștigat putere și notorietate, Bitcoin-ul, tot în perioada aia. Tot în perioada unei crize. Păi logic, oamenii căutau alternative la fiat, da, la monezii, da, de fiat. Da, pentru că și-au dat seama exact că fiat currency-ul nu mai este atât de stabil. Inflația, deflația, toate astea nu sunt foarte sănătoase și... Na. Și atunci, în perioade de crize, da, de obicei oamenii se mai întorc privirea la ceea ce se poate întâmpla. Și Bitcoin-ul, da, ar putea fi din punct de vedere tehnologic și din punct de vedere a felului cum el este conceput, faptul că este o sumă finită și că nu se pot inventa, e foarte greu să, aproape de fapt imposibil să faci tot felul de, să inventezi Bitcoin, ca să zic așa, adică să falsifici Bitcoin, poate fi o bază. Dar este clar că dacă nu cred că s-ar trece momentan la o astfel, un astfel de currency, pentru că, stai seama, nu mai are niciun guvern, niciun control la nimic. Mai durează. Oricum este... Nu știu dacă ar vrea cineva. Adică este eu personal, acum, iubesc criptomonedele, dacă aș fi conducător de țară și președinte, premier, ce vreți voi, aș avea o țară pe mână, aș gândi de 7.000 de ori înainte să fac o mișcare în direcția asta. Pentru că în caz de criză, în caz de asta, eu nu mai am nicio pârghie pe care să apăs, să, nu știu, să bag niște bani în piață, să fac niște chestii de help and support. Ascultam recent un podcast și zicea că România are rezerva lor de aur, rezerva noastră de aur,
Sunt vreo 50 de tonii în Londra, în faimosul turn al Londrei, unde au... Și stăteam și mă gândeam, bă, dar de ce e acolo? Adică, dacă vin londonezi, zic, bă, știi ceva? Ia duceți-vă, ia dați-i drumul te, aici. Te-ai înscris cumva într-un partid politic de curând? Întreb așa pentru glume. De ce? Are vreo că mai avea cineva idei dintre astea? Să aduce Maurul în să ne luăm România înapoi. Ideea mea era să nu ne mai bazăm pe genul ăsta. Adică eu îți aduceam argumente la punctul de vedere. Cum că ar trebui ca criptomonedele să devină o bază. Mai bazezi pe aur. Nu? La asta da, adică până acum, bine, deci toată lumea zice că aurul de când e lumea și pământul, aurul e cea mai stabilă metodă de tranzacționare, mă rog, cea mai... Dar eu zic că criptomonedele sunt mult mai stabile, cel puțin având în vedere faptul că nu poți să faci mișmașuri, faptul că nu poți să... E, cum ai spus tu, imposibil de falsificat, imposibil de decriptat și așa mai departe, mai ales că... Mă rog, se bazează pe blockchain și toate tâmpările. Da, exact, e tehnologia blockchain, da. Da, eu cred că poate fi spart de o echipă de super hoți. Nu știu, zic așa. Nu, va dura foarte mult timp până când să se treacă la chestia asta. Așa este și mie personal, ca și utilizator, mi-ar conveni chestia asta, pentru că totul ar fi mult mai... nu neapărat mai transparent, dar totul ar avea o bază mai sigură. În schimb, în momentul în care nu există pârghii de control, poate deveni friki. Uite-te inclusiv la faza asta cu pandemia. În momentul în care, băi, e un război, nu știu, ți închizi o graniță, sau în momentul în care vine așa, băi, ridici un zid, cum vrea Trump să ridică sau să ridice sau a ridicat deja. Dar în momentul în care nu mai ai control la absolut nimic, cu atât mai puțin la partea asta de financiar, gândește ce panică ar fi, adică oamenii ăștia nu sunt în stare să asfalteze o uliță într-un sat și tu vrei să le dai un bitcoin și tehnologie blockchain, înțelegi? Ai dreptate, bine aici, eu vorbeam la nivel macro, nu la nivel de individ, pentru că la nivel macro, uite și tu ce se întâmplă în Venezuela, spre exemplu. IMMInvest.ro, nu știu dacă știți de chestia asta cu IMMInvest, deci... Frate, cum în secolul ăsta, în 2020, un site, să nu poți să-l pui la mai mult de 350.000 de accesări într-o zi și așa mai departe? Adică, cu atacuri informatice, nu știu dacă știți despre ce e vorba. Da, am auzit. Probabil și voi vreți să vă împrumutați prin IMM, să vă luați certificatul pentru a vedea ce să vă împrumut. Dar contează foarte mult pentru relansarea economiei acest site și uite că n-am putut un amăr de site să-l facem să meargă. Da, păi să trecem pe blockchain. Dar ce spui tu... Ionuț, eu cred că o să prindem chestia asta, să vedem niște schimbări. Nu acum, nu în 5, nu în 10 ani, dar o să prindem niște schimbări faine. Adică ceea ce prevăd eu că se va întâmpla după pandemia asta, nu neapărat pe partea de bani, cât pe partea de tehnologie, s-a văzut că ducem. S-a împins tehnologia asta, inclusiv pe partea asta cu școlile, cu tot. Deci o să creștem foarte mult pe partea de tehnologie în școli. Cred că o să și sper din tot sufletul să fim mult mai responsabili cu mediul înconjurător și să consumăm mult mai puține resurse, adică să nu mai printezi orice rahat, că stai un pic, că se vede mai bine pe hârtie, să fie și autoritățile mai permisive și să te lase cu semnături electronice și chiar dacă ok, trebuie să ai toate chestiile de GDPR și nebunii de genul ăsta în regulă și contracte între client și prestator, dar să te lase să fie și digital, astfel încât să nu mai printezi, să nu mai tăiem atâția copaci, să facem hârtie și alte nebunii de genul ăsta. Iarăși, uite, eu, spre exemplu, în momentul de față am o mașină diesel și mă simt destul de vinovat, sincer spus, la modul foarte, foarte serios. Adică e foarte ok, merge foarte bine, e foarte fiabilă, foarte ok, dar stau și mă gândesc, băi, știi, ca chestia aia cu votul, că multă lume spune, stai mă, niște că mașina ta diesel nu o să contribuie ea la un pământ mai bun sau mai puțin bun, la fel cum zic mult, nu mă duc la vot, că cu votul meu sau fără al meu, tot aia e. Ei bine, nu-i tot aia. Dacă fiecare dintre noi gândește în termen de cum să facem planeta asta mai puțin poluată, în final o să ne iasă. Imaginează... Uite, eu ascultam un de-asta, bio-inginer de-asta care se pricepe la... Și zicea că cu toată pandemia asta am scăzut poluarea globală cam cu 5-6%.
Și majoritatea poluării pe care o produce omul e de fapt din, cum zice, nu agricultură, asta cu vacile, oile. Vacile, da. Da, fermele. Este și un documentar pe Netflix, se numește Cowspiracy. Da. Da, nu știu, nu l-am văzut. Dar, adică, da, da, marea poluare, nu la faptul că conducem noi mașini. Bineînțeles că, cum a zis și el, are o contribuie cu 5-6% global și contează mult. Vedeam pe net poze cu orașe care acum se văd clar, oameni care, delfinii care s-au întors în Veneția. Poția a apărut, am auzit că a apărut un monstru din Loch Ness la locul lui. Eu am văzut și poza aia, adică delfinii în Dunăre joacă table, e ok, da. Da, sunt de acord cu chestia asta. Unul dintre chestiile pe care le poți face legat de poluare adusă de vaci este să mai mănânci carne de vită. E un boicot. Singurul lucru pe care poți să faci este să boicotezi și să inspiri și pe alții, pentru că așa este. Dacă votează doar unul, nu e suficient. Băi, eu mă duc, mi-am făcut treaba. Nu, trebuie să încurajezi, să inspiri și pe alții din jurul tău să facă lucrul ăsta sau să facă un lucru sustenabil. Da, am citit și eu. Da, exact, de asta. Nu, dar treaba asta cu influencer, cu blogul, nu știu ce, noi toți să știți că suntem influencer în viața noastră. Toți, orice om, indiferent că are vreo prezență online, poți să n-ai nici cont de Facebook, tot ești un influencer. Da, față de cei din jurul tău ești influencer, față de colegi, față de prieteni, față de copiii tăi, copiii, prietenii copiilor tăi. E, influențezi orice lucru pe care îl faci. A ajuns discuția în punctul ăsta și perfect că vreau să introduc subiectul ăsta pe care Ioane, mai toarnă-ți mă o bere și pentru mine. Te-am zis mai devreme, Gabi, să vorbim puțin de Sara. Sara a împlinit câți ani ai spus? 8 ani? Sara face 8 ani acum pe 14 iunie, deci are 7 ani și 11 luni, ca să zic așa. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel și vouă. Vreau să discutăm despre canalul ei de YouTube și cum vezi tu toată treaba asta. Mi se pare un subiect foarte interesant și foarte la mod acum. Da, deci ea e foarte nebunită de pe la 6 ani de canale de YouTube. Se uita la canale de YouTube destinate copiilor. Eu inițial am fost foarte împotriva canalului ei de YouTube. Recunosc că m-am opus de foarte multe ori. Recunosc că am tone de filmări în care am zis, da, tati, lasă că o să punem, în care ea s-a filmat, în care eu am filmat-o pe ea. În primul și în primul rând, datorită bullying-ului care poate exista mai târziu și hate-ului pe care și-l poate lua. Adică ea, în momentul de față, la o vârstă de 6, 7, 8 ani, mulți copii vor se apuce de YouTube, dar nu, și părinții lasă, dar nu conștientizează că s-ar putea pe la 10, 12, 14, 16 ani să fie un motiv de care lor să le fie rușine. Pentru da, că dar poți să le scoți atunci, nu? Adică poți să le spui, dar gândește-te că dacă cineva te urăște atât de mult, da, că, nu știu, ești cum, ea îți downloadează videoclipul și după aia, poate la petrecerea de 14 ani, nu știu care, ia hai mă să facem Caterinca de Georgică. Mie chiar adică eu, dacă mi-ar arăta cineva acum videoclipuri cu mine de pe la 7-8 ani când vorbeam de nu știu ce, mi s-ar părea Caterinca maxim, genial. Și mi s-ar părea mișto, adică aș vrea să am video de atunci. Pentru că noi toți ăștia care suntem acum în momentul de față, suntem adulți. Și toți am trecut printr-un examen al vieții. Ne-am găsit un loc de muncă, am terminat o școală, avem o iubită, un iubit unii dintre ei, dar nu cred că e cazul. Așa, adică avem o casă, avem o chiar dacă e în chirie sau chiar dacă e în rate, adică ne-am găsit un rost în viață. Și noi nu mai suntem la vârsta aia adolescentină în care trebuie să demonstrăm și în care ne este rușine de anumite chestii. Pentru că chiar citeam într-o carte de curând, există inclusiv complexul, se numește complexul adolescentin, pe care inclusiv unii adulți care intră în competiție îl au și se oftic. Adică ai să găsești oameni de 40-50 de ani ofticoși între ei, parcă ar fi niște adolescenți. Și problema cu adolescenții este că în momentul ăla în care ei au nevoie de acceptare într-un anumit grup social, și au făcut și ei ceva și așa mai departe, gândește-te că vine unul care vrea să se răzbune și vine cu un filmuleț în care mai știe și un pic de editare video și pune două, trei chestii cap la cap și face un mișto de tine de poți să riști să te sinucizi, ca să o zicem pe aia dreaptă. Da? Și nu vrei chestia asta. De asta eu am fost, m-am dus foarte departe.
departe cu gândul la chestia asta și noi am fost de acord. Dar după ce am văzut că nu pot să o opresc din visurile ei, pentru că na, asta e, așa nu sare departe de trunchi și dacă ea a vrut să ceapă mai departe. Asta ziceam și eu, adică tu faci păi, chestia asta și... la viața mea, acum mă doare undeva de hate-ul care mi-l iau, dar în 2011 când am postat un videoclip, prezentam un telefon, eram într-un apartament în 38 care avea cred că 17 metri pătrați cu totul și bucătăria era așa cam cât lățimea mesei pe care o am acum. Postasem și eu un videoclip cu un Samsung, abia a apărut, e primul smartphone accesibil și mi-am luat o grămadă de hate. Că, bă, parcă stai pe WC-ul în videoclipul ăla. Băi, dar ce față de prost ai, dar ce fel s-aude, frate, de unde vorbești, din butoi, nu mai filma cu nu știu ce cameră, cu pedale. Și chiar sunt curios, cum ai menajat situația la momentul respectiv? Pentru că eu m-am lovit de o situație similară acum. M-am ofticat pe moment atunci, după care când am văzut la un moment dat gsmro.ro mi-au luat niște hackeri sau, mă rog, niște hackeri. Am avut o situație în care mi-au preluat controlul asupra blogului, mi-au schimbat indexul, mi-au pus câte un site de filme porno, făcea redirect site-ul meu, după care mi-au pus un videoclip cu o găină care dansa, adică efectiv mi-au hăcuit site-ul. Și ultima care mi-au dat-o, mi-au făcut redirect de site-ul meu, făcea redirect la nu știu ce partid politic pe prima lor pagină, TSD sau ceva de genul ăsta, nu mai știu cum era. Și a fost nasol, adică te frustrezi, nu puteai să dormi noapte, e nasol hate-ul când ți-l iei la început și ești crud. Eu mi-am dezactivat comentariile la un video pe YouTube de curând, tocmai din cauza asta. Nu mai puteam cu hate-ul. Serios? Chiar așa de mult hate-ul luai? Da. Adică pe lângă multe laude, like-uri și așa, dacă erau 20-30% hate și mai și interacționau între ei haterii, no my god, deja o vorba lui Gabi, și noaptea, am un video cu am făcut revizie la mașină, cu filtre, cu nebunii. Uite-l, că stă nu știu cum, că a folosit nu știu cum, că băi da, da, mă rog. Și... Bă, la fotul dacă te pricep. Da, îți dai seama. E băgat într-o acă, te mănâncă porce, Bogdan. Da. Eram curios cum ai menajat situația la momentul respectiv, pentru că m-am văzut într-o situație similară. M-am ofticat, dar știi că treaba aia, click dreapta, delete, nu stau la discuție. Da, mai e un aspect, ce zicea Porto mai devreme, era un caz fericit, că aș vrea el să vadă filmulețe de când era el mic la 7-8 ani. Dar gândește că când ești adolescent sau mic, spui foarte multe prostii, adică zici foarte multe tâmpenii. Când ești adult, spui foarte multe prostii. Corect, exact, dar te mai limitezi. Dar când ești mic, știi, și după aia vrei, nu știu, să urmezi o carieră de doctor, de politician, de nu știu ce, și dă un cineva care vrea să-ți facă rău, dă de filmulețele pe care le... Adică ăsta este un risc pe care l-au copiii acum. Asta este un risc pe care ți-l asumi în România în momentul de față, pentru că noi suntem un pic mai înapoiați din punctul ăsta de vedere. Dar dacă te duci și vezi, de exemplu, prim-miniștri sau miniștri de prin Canada, de prin Noua Zeelandă sau așa, s-au descoperit cu ei poze când făceau inclusiv topless sau probabil trăgeau dintr-un joint sau probabil au făcut chestii care în lumea lor pe vremea respectivă era considerat nasol, dar... Pe măsură ce poporul evoluează și are altă mentalitate, teoretic n-ar trebui să fie atât de problematic. Sunt multe categorii de hate, adică cum a zis Porto mai devreme, lui veneau din alte păreri și îți dă lumea cu păreri pe subiectul respectiv și așa mai departe. E o chestie care de azi pe mâine nu mai contează. Cum ziceai tu, Gabi, că... E filmat prost, se aude prost, nu vorbești ca lumea sau nu știu ce. Din nou, astea nu o să conteze foarte mult. Și apoi mai e normal când pui un video, eu știu, explicit pe YouTube sau cum au apărut astea cu cum am, nu știu, prima mea partidă de sex sau chestii de genul ăsta. Astea normal și n-ai cum, adică... Da, în momentul în care filtrezi conținutul și te duci pe o nișă, adică chiar crezi tu, Gabi, că peste 5-6 ani, mine, nu vorbim de un complex pe care l-ar avea Sara, chiar crezi că s-ar lua cineva de faptul că ea, nu știu, face un unboxing la o păpușă sau vorbește despre o chestie genul ăsta? Nu, tocmai de aceea marea majoritate a videoclipurilor, de fapt 99% dintre ce postez la ea pe canal, în primul și în primul rând eu am acces asupra canalului ei,
Și bine, YouTube la conținutul destinat pentru copii a oprit comentariile tocmai din cauza unui hate internațional, adică nu numai la noi în România se întâmplă treaba asta cu hate, adică știi vorba aia, proști da mulți, da, proști da mulți și de toate naționalitățile, numai români, da, adică ăia care jignesc, care trăiesc de pe urmă de a-i face pe alții să se simtă mizerabil. Și YouTube a oprit comentariile, ceea ce e foarte ok din punctul meu de vedere, adică băi, faci conținut destinat copiilor, nu mai ai voie să mai scrii comentarii. Că nu e vorba aici numai despre hate, vorbim aici și despre perverși din ăștia sexual, handicapați, pedofili, care se uită. Și numai simplu fapt că se uită într-un anumit fel. De asta, în principiu, cam, eu nu mă pricep la editare video. Fac cu iMovie pe iPhone. Adică îi filmez bucățele cu bucățele, videoclipurile, le unesc și pun o muzică de fundal din ce îmi dă iPhone-ul, mai pun două texte și i-am dat publish. Nu mă pricep, chiar nu am talent la fotografie și la editări video nu am. Dar majoritatea ei le fac eu tocmai ca să controlez ce este. Și mă gândesc, băi, ar putea să fie jenă de chestia asta? Sau dacă mi se pare că ceva nu i-a ieșit bine, tati, uite, oprim aici, hai să repetăm. Pentru că, uite, aici te-ai încurcat prea tare în cuvinte, e neclar și s-ar putea la mai târziu să-ți pară rău sau să-ți fie rușine de chestia asta, știi? Dar eu am văzut că e destul de încrezătoare în ea, nu e rușine. Și când crezi că ar... Hai, spune. Scuze-mă, nu mai... Nu, eram curios, cam când crezi că ar fi timpul să preia ea controlul? Acum spuneai că tu îi dai sfaturi și editezi tu, dar nu crezi că ar trebui să... Poate, tu ziceai că nu ești talentat, dar poate e talentată, n-ai de unde să știi. Păi asta i-am zis și eu, am pus chiar un videoclip de-a lui Shelly și am zis, băi, uite, tată, Shelly aici te învață cum să faci editări video. În primul și primul rând m-am săturat, nu mai vreau să mai editez eu. Dar na, ea acum face aproape 8 ani, e destul de complex pentru ea să zic, uite, hai, pui cut aici, pui atâtea layer-uri de video și le iei și le pui, voi știți mai bine că... Da, uite, iMovie, ai dat exemplu perfect, iMovie și eu sunt familiarizat. E destul de simplu și foarte ușor de folosit. Și uite, știi ce, te faci tu pe canalul tău de YouTube, uite, poți să faci tutorial de iMovie pentru copii. Și pe bune, eu cred că ai avea mai multe vizualizări decât tutorialul de a edita videoclipuri pentru adulți, dintre alea super specifice. Eu cred că dacă ai face un content adresat copiilor și bifezi, da mă, e un videoclip pentru copii și o să te oprească oricum comentariile, deci nu o să te iei. Așa. Și crede-mă, copiii sunt cei mai mari consumatori de YouTube. Adică îți arăt niște canale din Republica Moldova cu niște... cu subscriber, de n-ai văzut tu de să chinuie oameni care fac content de calitate, adică spre exemplu îmi place foarte mult ce content face Mariciu, da, face content super mișto, foarte mișto, foarte de calitate. Omul ăla, spre exemplu, nu este suficient de lăicuit și urmărit pe măsura contentului pe care îl face. Și ți arăt niște canale de YouTube pentru copii cu 2-3 păpuși și 2-3 sketch-uri, care și alea se muncite la el, nu zic nu. Dar frate, fac like-uri și vizualizări de nu, deci nu îți vine să crezi. Da, din ce știu, unul dintre cele mai vizualizate canale de YouTube din România au content pentru copii, nu? Nu și-au luat, premii anul trecut. Copiii sunt singurii care pot să se uite la un videoclip de 10 ori în aceeași zi să nu se plictisească de el. Noi cel mult punem o melodie pe repeat, dar nu o să stau să mă uit la tutorialul cum faci cozonaci. Nu o să stau să mă uit la tutorialul ăla non-stop, știi? Da, mă, dar cine face, cine își permite să facă chestia asta așa când nu se monetizează? Ba da, se monetizează. Cum să nu se monetizeze? Ai, da. Ai, cum e pentru copii, ai reclame. Sau nu s-au scos reclame? Dar stai puțin că depinde dacă îi dai telefonul. Da, nu. Sunt reclame. Sunt reclame. Nu, reclamele sunt în continuare pentru că sunt jocuri nișate pentru copii. Da, zișate. Din zona în care, băi, n-ai voie să-i arăți la reclame la site-uri de dating, spre exemplu, sau reclamele idiote care apar acum mai nou cu sunt Ioana și mi-am descoperit prietenul cu mânșeală că i-am instalat nu știu ce aplicație gratuită, care apoi te costă 2 milioane pe săptămână, pe telefonul lui, știi? Deci nu, ai voie să faci chestia asta. Da, sunt... Și te, Bogdan, că am adus o chestie legat de hateri, că vorba ta nu puteai să dormi noaptea și așa mai departe. Hai să fim serioși, oricăruia dintre noi, feedback-ul negativ nu e de bun augur. Că n-ar cum să-ți placă, frate, să te critici cineva. Normal. În anumite momente în care s-ar putea să aibă dreptate, știi? Eu o iau ca pe o validare. Trebuie să înveți ce mai bun și din comentariile negative și să vezi, poate chiar au avut dreptate, într-adevăr.
Trebuie să le filtrezi cumva și peste negativ. Asta este treaba aia cu politically correct. Acum, pe aia dreaptă, dacă e să clasificăm haterii, sunt așa mai multe tipuri. Este tipul de hater numărul 1, care este ăla care pur și simplu, dacă te uiți la un live cu președintele, cu ce mai ies ăștia și vorbesc, îl vezi pe ăla care strigă în jurături, nici măcar nu-l interesează ce scrie acolo, ce vorbește omul acolo, pur și simplu el înjură, toată lumea e hoț, toată lumea e nasoală, nu contează, tu poți să spui că îi dai $1,000,000 lui cadou dacă se uită până la final, el nu-l interesează. El citește doar jumătate din titlu, se uită la câteva secunde și gata, ești prost. Nu, dar el treabă, tu îl întrebi după aia, băi, omule, dar tu ai observat până la capăt că eu am explicat pe care zici tu? Băi, prostule, n-am eu timp să mă uit până la capăt la videoclipul tău lung și plictisitor, ai scris un kilometru, cine dracu crezi că citește asta? Hai, baftă, marș, știi? Ei, ăștia de obicei sunt foarte mulți și foarte proști. Nu trebuie să-ți bați capul cu ei, da? La un moment dat, cu puțin noroc, vor întâlni pe cineva în viață și vor deveni și ei mai ok. Mai există ăia care sunt hater choir de intelectual. Ăia care nu corect gramatical și vin la tine, man, no offense, dar vocea pe care ai folosit-o este intransigentic și imantic care faci nu știu cum. Așa, cred că pe viitor ar trebui, pentru că e o mare prostie, un fel de, ăia îi putem numi Dan Puric de hatereală. Este haterul Dan Puric, care se exprimă chestii de genul ăsta foarte... Și au senzația că, băi, lumea, în momentul în care citește comentariul lor, lumea le va da dreptate și ei vor prelua, de fapt, videoclipul tău, blogul tău, starea ta, tot, știi, și va zice, băi, Munteanu Bogdan, ce mișto este Laurențiu 42 ăsta fără poză la profil, ce bine le zici. Cu zero subscriber. Da, și cu Bill Gates ăsta, care e cea mai mare crimă împotriva umanității, a fost Windows Vista, da? Nu a fost... Da, bun. Și mai sunt... haterii care, adică nu haterii, sunt cei care cu adevărat îți dau feedback, sunt prieteni și în general prietenii de cele mai multe ori te iau în privat și zic, bă frate, știi, uite, acolo ar fi mers mai așa. Tu înțelegi ce vreau să spun eu? Uite, mi-a plăcut și chestia aia, pentru că un prieten întotdeauna găsește, măcar în efortul tău de a face ceva, găsește ceva bun. Asta dacă ți este prieten cu adevărat. Da, mă, te-ai expus, da, mă, ai slăbit și ai pus o poză cu tine dezbrăcat și nu este adecvat pentru tine să pui o poză cu tine la bustul gol cu mușchi să ți arăți. Și apreciez că vrei să inspiri lumea, că vrei să facă chestia asta, dar nu-s așa de bine, ștergi și tu poza aia de pe... Băi, să fii cum mi-a plăcut, adică într-un anumit sens mi-a plăcut poza aia. Da. Da. În sens că ai slăbit și în chiar... În sensul ăla, ok. Ne mai arătăm vechetele odată la cameră. Asta cum însemna minutul cât este? Minutul, o oră și 5 minute 7 secunde. Da, deci prietene sunt aia care în general pentru chestiile miștoțile laudă public și au o atitudine dintre aia de leadership, adică chestiile mai puțin bune, ți le zic în privat. Băi, frate, vezi că acolo ai sfeclit-o rău din punctul meu de vedere. Dacă tu vrei să o ții pe a ta, ține-o, dar mai degrabă scoate partea aia sau... Vezi că acolo s-ar putea să fii jignit anumite persoane când ai spus chestia asta. Nu-ți dai seama, da. De asta e bine să iei ce mai bun din toate comentariile. Mai ales că unii mai și scriu la băutură, știi? Deci, în concluzie, tu ai ajuns să încurajezi sau cel puțin să o susții pe Sara în canalul ei de YouTube, nu? Momentul în care am publicat primul ei videoclip, acum un an sau ceva de genul ăsta, cu niște sticky și cu niște asta, m-am implicat 100%. Și chiar i-am lăsat un comentariu la clipul ei că pe vremea aia mergea. Am zis, băi, tată, te susțin și ok. Schimbul, nu, ea face zilnic videoclipuri cu diverse chestii, cu diverse unboxing-uri. În schimb, facem și noi așa câte unul odată, la o săptămână, două, în funcție de timp și în funcție de... Nu vrem să facem ceva în care să-i fie numai cu gândul la asta. Vreau să-și trăiască copilăria. De luni încep e școala online, se trezește mai dimineață și... are de făcut teme, are de făcut tot felul de chestii, adică nu vreau să stea cu gândul mai la vlog. Și bănuiesc că încă nu are canal social media și alte... Are, i-am făcut eu, tot eu i-am făcut un cont de Instagram
și am făcut un cont de Facebook. Da. Acum că mi-a spus la un moment dat întrebarea care va fi vârsta care va trebui să preia ea controlul. Nu știu, în principiu eu mă bazez foarte mult pe vârsta asta legală pe care zice YouTube-ul, respectiv Instagram-ul, respectiv Facebook-ul, de 13 ani. Acum, dacă ea o da semne mai devreme că se descurcă să-și facă ea propriile editări și propriile chestii, ok. Dacă nu, eu sunt acolo să o asist, știi? Și vreau să fiu genul ăla de tată cool și genul ăla de tată deschis, care nu are nicio problemă să discute nimic cu mine și să facem chestii mișto împreună, știi? Adică, da. Da. Așa ai te gândești? Ai cam început tot să vorbim și... Nu, vreau să închei subiectul ăsta și vreau să te întreb dacă te-ai gândit să faci conținut cu ea. Adică să faci cel puțin, nu știu, în zona asta de parenting și în zona asta de... Că sunt multe canale astea cu părinți și copii. Băi, nu, n-am de gând să mă bag în chestia asta. Eu nu sunt un exemplu neapărat de părinte, nu știu cum, sau nu mă consider, sau nu. Asta... Și sunt deja prea mulți, prea saturată piața de cum să fii tu cel mai tare părinte și cum să fii tu nu știu ce. Nu, eu ca părinte nu pot să-mi dau nota 10, că sunt multe momente în care o las poate mult timp în șir la tabletă și eu mă iau cu altele de ale mele sau așa și nu pot să zic, băi, uite ce, nu pot să eu trebuie să fiu autentic în viața mea ca să mă simt bine și să pun capul pe pernă liniștit. Eu nu pot să pozez pe YouTube un părintele perfect și să zic, uite, faci. Dar nu trebuie să faci asta. Adică, cred că asta e și una dintre mari greșeli pe care mulți creatori de conținut le fac. Vor să pară perfect și așa. Până la urmă, lumea caută ceva mai natural, ceva cu care să se identifice. Băi, da, pot să zic că content cu ea împreună am mai făcut, de exemplu, am jucat anumite jocuri care le-am filmat pe canalul ei, mai jucam și eu, mai juca și ea, în anumite videoclipuri a mai apărut și vocea mea sau am apărut eu în cadru, știi? De exemplu, la un moment dat, cred că am făcut un videoclip cu ea în care eram la magazin și eu eram cumpărător, adică cumva am făcut parte din videoclipurile ei și probabil cu siguranță voi mai face parte în continuare din videoclipurile ei. Dar n-am ceva structurat în cap în care să vreau să de fiecare dată doar atâta când intervin eu mă gândesc mereu, băi, cum aș putea spune ca, nu știu, copiii care se uită la acest videoclip să nu aibă idei aiurea, adică să nu facă nu știu, anumite chestii nasoale. De asta i-am văzut că e foarte important să despecifici uneori și la adulți, nu numai la copii, băi, nu faceți asta acasă sau nu încercați asta acasă sau doar în compania unui adult folosiți farfeca, pentru că se uită inclusiv copii de 5-6 ani care ei fac ceea ce le spui și dacă tu te văd folosind farfeca, tăind ceva aproape de degete și așa mai departe, ei pun mâna și fac, ei nu stau să cântărească. Și atunci e o responsabilitate în plus legat de contentul pe care îl faci pentru copii. Deci nu are timp YouTube-ul să-ți analizeze ție ce ai zis și cum ai zis. E important să nu apară copii dezbrăcați, adică nu te lasă sub nicio formă. Copilul trebuie să fie nu știu cum îmbrăcat. La un dat aveau niște vloggeri, mă uitam cu copilul în cadă, te stau nu știu ce chestii cu bulmuci. Nu te lasă să-i pui în costum de baie pe copii până. Și mi se pare normal. Nu e ok să faci așa ceva. Da. Foarte mult împins. A, chiar ai văzut videoclipul ăla cu The Rock și cu fetița lui? Nu, n-am văzut. Nu? N-am. Când întreabă ce... Repetă după mine și zice, sunt cel mai tare. Și ea zice, sunt cel mai tare. Zi, acum sunt o femeie puternică. Sunt o femeie puternică. Acum zi, tata e cel mai tare. Mama? Și nu. Hai că mă uit, mi-am notat videoclipul cu The Rock și fetița. Da, nu știam. E Caterina. Da, sigur, ziceai, e mult content. Ziceai mai devreme că te-ai mutat la casă. Cum e viața la casă? Băi, având în vedere și pandemia care ne-a lovit, ce să zic, cred că e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ultimele 12 luni. Deci eu încă nu am un an de când m-am mutat acasă, la casă. Cred că undeva la sfârșitul lunii iunie, începutul lui iulie, pot să zic că fac un an, deci mai am puțin. Da, e foarte... Dar ce te-a făcut să te muți la casă? Nevastă-mea.
Păi, deci eu eram pe sistemul ăla, nu-i momentul acum, stai că o să urmezi o criză, că prețurile sunt mari la case, stai că o să urmezi o criză economică, asta se întâmpla anul trecut, iar anul trecut a fost un an care a fost pe creștere, anul trecut a fost un an bun, marea majoritate a industriilor au raportat un an bun, adică marea majoritate a oamenilor au raportat un an bun, era un an bun cu încasări, se făcea treabă și automat se construia, mergea economia duduia, cum se zice, știi? Dacă ar fi știut. Da, exact. Și faza a fost în felul următor, a fost că noi aveam un plan să ne mutăm la casă, în schimb eu aveam un plan să ne mutăm la casă anul ăsta. Și asta pentru că mai aveam niște bani de strâns pentru avansuri, mai aveam niște, pentru că dacă te duci să-ți faci un credit ipotecar, nu este ca la prima casă, trebuie să dai avans doar 5%. Dai avans, poți să dai avans și până la 25% din valoarea casei, să pot chiar 50% dacă ai bani din valoarea casei și banca îți dă restul, pentru că e alt fond de garantare, alte nebunii. Și nu aveam bani pentru avansul ăsta. În schimb, în 2018-2019 m-am apucat intens de căutat case. Și la începutul anului 2019, deci anul trecut pe vremea asta, eu încă eram în căutări. Abia chiar îmi spusese nevastă mea la un dat, că bă, uite, mi-ai trimis poze cu casa în care stăm acum, cam pe vremea asta, acum 2-3 zile, știi? Deci o găsisem. De ce m-a convins? M-a convins totuși să o fac atunci și nu mai târziu, pentru simplu fapt că noi avem un copil, la vremea respectivă copilul avea 6 ani, urma să facă 7 ani și am zis că mă, când naiba să se bucure copilul de casă, de curte, dacă eu aștept până când va fi momentul potrivit. Știi cum ești cu faza aia când se face un copil? Păi nu facem copil nu anul ăsta, că acum stai mai aștept o promovare la serviciu, aștept o mărire, stai că avem nu știu ce proiect, păi niciodată nu-i momentul, frate, să facem copil. Așa și cu casa. Niciodată nu-i momentul ăsta, că noi stăm bine la apartament, avem rata mică de 2012, de când eram noi, foarte bună rata, tot ok. Asta vrei să te întreb, dacă tu te chirie sau aveai deja prima casă? Nu, aveam un apartament, cumpărat pe prima casă în zona Ierig, aveam o rată ce-i drept... Deci în 2011, în august, am făcut credit pentru apartament și am prins prima casă în euro. Și partea mișto la euro este că rata se micșora, adică era cu dobândă era euriborul, era negativ, nu era ca roborul, cum începuse să crească roborul vertiginos anul trecut, dacă mai țineți minte, când strigam tot felul de injurii la adresa guvernului cu cel robor. Știi? Eu aveam în euribor și mie îmi scădea. Și aveam o rată de 800 de lei pe lună, adică mai ieftin decât orice chirie mai fi găsit de față în Galați. Și eram ok, adică eram confortabil în zona aia. Dar nu, a fost o decizie ok și Irina mi-a zis, nu, dar când o să facem? Că copilul totuși are o vârstă și noi avem o vârstă, bine, suntem încă sub 40 de ani, cu mult, pot să zic eu am fac 33 anul ăsta în noiembrie, nevastă are 36, deci nu e diferență mare, dar și băncile astea la un moment dat altfel se uită la tine pe măsură ce avansezi în vârstă și nu-ți mai dau credite pe perioade atât de lungi, adică sunt niște chestii care tranșant trebuie să le pui pe foaie. Și atunci iarăși mi-a mai zis la un moment dat cineva, băi, tu îți dai seama că noi de fapt avem doar 18 concedii în viață cu copiii noștri în medie? Și am zis, cum atât de puține? Păi, imaginează-ți că dacă ești o familie obișnuită, faci maxim un concediu pe an. Da? Și îl faci cu copilul până în momentul în care împlinește 18 ani. S-ar putea chiar mai devreme de 18 ani, de precoce. Cel târziu. Să-și facă ei singuri concediile cu prieteni și cunoscuții. Și atunci când ajungi și îți dai seama cât de timp ai de fapt în ecuația asta a vieții alături de copilul tău și cât de scurtă e perioada asta de fapt, dacă e să o iei ca și perioada de timp, îmi dai seama că da, mă, trebuie să fac, dacă pot să-mi îmbunătățesc viața acum, o fac acum. Nu ca tâmpitul, nu ca orice preț, nu te arunci ca handicapatul, așa, niște chestii pe care nu le poți duce. Totul calculat. Dar dacă poți să o faci mai devreme, fă-o mai devreme, că nu se spară rău. Asta urma să te întreb. Noi cu toți, adică eu și Bogdan cu Ionuț, avem vârste apropiate și probabil am ajuns la vârsta la care ne gândim. Băi, ce o să-mi iau o casă, o să-mi iau un apartament, știi? Și vreau să te întreb dacă consideri că ai făcut la timp pasul ăsta cu casa sau dacă ai fi făcut-o altfel, uitându-te în urmă, dacă ai fi stat cu chirie, dacă ți-ai fi luat direct casă sau ai... Nu. Nu știu. Deci, din punctul meu de vedere, absolut nu există o soluție bună, total bună sau total rea pentru nimeni.
S-ar putea, spre exemplu, pentru anumite persoane e mult mai ok să stea cu chirie. Gândiți-vă la niște persoane foarte tinere care au toată viața înainte și au tot felul de oportunități în viață. Normal că te duci, poate mâine te duci în Cluj și ții o chirie și ai un job de programator acolo, poate peste un an de zile găsești o altă oportunitate plătită dublu în București. Te duci, te muci și te relochezi, ții chirie acolo. În momentul în care ți-ai cumpărat o casă, când ți-ai cumpărat un apartament într-un oraș, din start cumva ceva te leagă de orașul respectiv. Asta în cazul în care brusc peste noapte nu-ți mărești foarte tare veniturile și s-ar putea să-ți permiți un apartament și în București, și în Iași, și în Cluj și unde mai e cu treabă. Dar pentru mine, care viața mea este în Galați, familia mea este în Galați, părinții mei, prietenii mei sunt în Galați, pentru mine Galați era clar opțiunea numărul 1. Pentru că remote pot să-mi fac treaba de oriunde, București e relativ aproape aeroportul, mă duc, zbor unde am nevoie în țară sau în lume. Și gata, asta e, îmi fac treaba. Nu, n-aș fi făcut-o neapărat mai bine. Pot să zic că am avut și noroc. Cu casa am căutat foarte multe case. Crede-mă, înainte să-ți iei o casă, trebuie să vezi foarte multe case, foarte multe zone. Trebuie să te gândești la foarte mulți parametri legate copilul la școală, la ce oră, cum e trafic, ce mijloace de transport în comun ai, ce magazine ai în apropiere, ce vecini ai, care e gradul de gălăgie, de liniște, pentru că te muta la casă, poți să tragi un los necâștigător să te muți la casă lângă cineva care scoate boxele în curte. Ok, în situația de urgență vin mascații și îți dau coronavirus, dar după ce se termină situația de urgență, vine Spartacus din nou și scoate boxele în curte, știi? Și atunci, acum era ăla din București, parcă Spartacus îi zicea, da, cu meme-ul ăla. Înainte și după ce a luat coronavirus de la mască. Ai făcut toată căutarea asta personal sau ai lucrat cu agenții imobiliare? În mod normal, nu, am făcut-o personal. Deci, în principiu, primul pas în momentul când te apuci de căutat o casă, cauți prin aplicații și site-uri de imobiliare. Asta pentru că toată lumea știe să facă chestia asta. Și unele anunțuri sunt postate de agenții imobiliare. Pentru că sunt anumiți proprietari de case care nu au timp sau nu vor să-și bată capul și automat agenția imobiliară are un rol foarte bun. În sensul că preia cheile de la casa ta și se duce pentru comisionul respectiv și face vizionări, adică îți prestează un serviciu cu valoare adăugată și își merită banii aia din comision, dar și oameni, persoane fizice care direct fac case. Și am văzut mai multe case. Am văzut și în Galați, am văzut și în afara Galațiului, am văzut în așa. Și până la urmă, eu am vrut să fiu foarte aproape de nașii și cei mai buni prieteni ai noștri care stau la Brateșlei, în zona asta de nord a Galațiului, la metro, pe dreapta, imediat după jandarmerie, începe cartierul ăla de case Brateșlei. Eu nu mi-am percis zona respectivă, e o zonă mai scumpă, dar peste drum vis-a-vis am țintit către zona respectivă, lângă cartierul alt stil, chiar lângă metro. Și am căutat pe acolo, în zona aia, case, pe internet unele... Pe unele le-am găsit, am sunat, m-am dus, le-am văzut, dar venind în zonă și căutând, am văzut și case care nu erau listate pe internet, am sunat la numărul respectiv și am văzut. Așa mi-am luat eu casa asta pe care am găsit-o. Și da, nu cred că din ceea ce am văzut, nu pot să zic după un an de zile, băi, poate ar fi trebuit să luăm casa aia la altă care era pe Arcașilor. Nu, sau care era pe nu știu unde, nu era. Iarăși a fost greu că până eu aveam un anumit buget în care mă gândeam, dar nu găseam nimic în bugetul respectiv. La urmă a trebuit să-l mai măresc. Din fericire, banca mi-a acceptat creditul și am reușit să o iau. Și e mai ok. Adică, da, dacă are cineva, cum îi spune, dacă aveți de gând să faceți copii, dacă aveți de gând să, nu știu, să vă bucurați așa uneori, să ieșiți, să faceți, să tăiați iarba sau vă imaginați așa, nu stați pe gânduri. Da, gândiți-vă la o casă, cât încă mai găsiți case cât mai aproape de oraș, ca să nu faci nicio oră până la muncă, că nu suntem în București și e păcat acum să fii în Galați, să fac o oră până la muncă fără trafic. Nu. Eu am noroc, eu fac cred că în anumite zile chiar mai puțin până la școală decât făceam înainte, că la IREG noi... Fică mea e la o școală undeva în zona Casei Roșii și de la IREC până în zona respectivă prindeam uneori niște blocaje sau pe la ultimul leu niște blocaje, de pierdeam și multe minute în trafic. Ei, acum dimineața sunt obligat, mă trezesc un sfert de oră mai devreme și plec un sfert de vreme. Și în sfertul ăla de oră mai devreme nu e așa de aglomerat, țin tot Traianul, fac dreapta pe Coșbucu și după care am ajuns la școală maxim 12 minute.
Chiar e mai ok. Iată, că te trezești cu un sfert de oră mai devreme. Ok. Un sfert de oră nu e în capăt de țară. Dacă trezești cu o oră mai devreme, atunci e o problemă. Și ok, costurile nu sunt chiar atât de mari precât m-am așteptat. Bineînțeles, na, depinde cât consum și cum consum. Dar eu aparțin de sat Costi, nu de Galați. Sunt chiar la graniță. Da, da. Și apa că începe la... Comuna Vânători de la metro încolo. Da, da, Comuna Vânători și sat Costi. Și sat Costi are apa de 3 ori mai ieftină decât în Galați. Sau cred că de 4 ori. Bine, și mult mai proastă, calitativ. Deci trebuie să-ți instalezi filtre, dedurizatoare și alte elemente aici. Dar, adică nu e atât de... Ai alte consumabile. Da, e alte consumabile. Dar gândește că dacă ai curte, trebuie să uzi pomii aia, trebuie să uzi iarba aia, trebuie să uzi florile. Că și la vânători, unde sunt părinții mei, e așa ieftină apa încât majoritatea oamenilor își irigă curțile cu apă potabilă. Și da, prin solare și prin de numai presiune la apă. Hai să nu numim chiar potabilă pe apa aia. Da, bine, nu pe acolo. Da, la nivel teoretic este potabilă, dar are un conținut foarte mare de mangan și de diverse reziduri. Nu, chimic este ok, așa este, dar e o apă care aduce cu ea și diverse impurități care blochează filtre. Adică nu te omoară chimic vorbind, așa este, dar îți blochează filtre, e foarte dură, îți strică electrocasnice, chestii de genul, știi? Rinichi. Faci da, fie. Rinichi. Da, eu mi-am pus dedurizator dintre ăsta și... Nu la nimic, dacă ar fi existat dintr-o dată. Altceva, asta mișto. Mă mai auziți că... Da. Mi-am schimbat căștile. Mi se descarcă de acum, am uitat să le încarc și... Da, păi mai știu care. Oricum ne apropiem și noi de final. Da, am vorbit un pic. Avem deja... Nu, oricum nu cred că s-a terminat și Ion Berile. Ce oricum, nu mai am... Am putea să mai vorbim încă pe atât, dacă ar fi să ne... Da, putem să mai facem un podcast. Chiar la un moment dat Tiberiu Ivan de la revista Explorer îmi spunea: băi, de ce nu scrii cum e la casă? Și am zis: băi, nu vreau să mă laud, multă lume poate să, în perioada asta e foarte nasol, adică am evitat foarte mult să-și pun poze din curte și adică m-am pus în locul celor care stau la apartament. Băi, nasol! Adică e nasol, stai în casă și mai vine unul și pune el poză din curte, cum stă el la soare și citește pe șezlong o carte și își bea cafea în curte cu câinele. Băi, da, deci dacă aș fi în locul ăla, l-aș omorâ, băi, ești nesimțit. Da, să-ți treacă pandemia, să pot să ies și eu. Și nu mi se pare, pe bune, le dau dreptate celor care se oftică pe cei care... E mișto să scrii, dar dintr-un alt punct de vedere și nu neapărat cu poze. De exemplu, eu am citit săptămâna trecută un articol pe un blog. Scria un tip ce mi-ar fi plăcut să știu înainte să mă mut la casă, știi? Adică da, Marius deja... Sescu scria. Așa. Și tu ziceai că ai aproape un an de când stai, da, nu? Și poate deja ai trecut prin foarte multe situații și bă, da, uite, poate aș fi făcut altfel, nu știu, poate mi-aș fi amenajat altfel aici, în casă sau nu știu. Poate aș fi semănat alt gazon. Gazonul ăsta mi-a ieșit nu știu cum. Și chestii de genul ăsta cred că ar merge... Pentru alții care nu ți-ai hate, dar sigur nu ți-ai hate cum și-au luat aia la Hollywood, care se filmau în conacele lor de milioane de dolari și se plângeau că nu mai rezist cu acest corona, nu știu cum fac față, este atât serios de greu. S-au făcut alții așa ceva. Da, sunt o grămadă de actori de ăștia care se filmează cum se iei deprimați și sloviți ei de virusul ăsta și după aia vine majordomul și le aduce șampania, dar ei sunt... Mi s-a răcit apa în piscină. Da, e foarte nasă. Nu, ce să zic, e fain. O să fac chestia asta probabil. Uite, o să fac o chestie, uite, 10 lucruri care probabil m-aș fi gândit de 2 ore înainte să mobilez casa. Eu am luat-o deja gata, făcută, deci prea mult nu mai puteam să mai fac. Da, probabil aș fi pus alte geamuri, aș fi pus niște tâmplărie mai bună, mai groasă, mai poate aș folosit inclusiv o echipă care făcea o templărie mai bună. Da, chestii din astea, poate. Monta. Chestii între astea practice, da. Poate care cineva își caută casă și nu știe la ce se uite decât câte camere are, suprafață și siguranță foarte și preț. Tot ce pot să vă spun este că cu siguranță și putem să mai facem, dacă vreți, un podcast pe subiectul ăsta după ce ieșim, după 15 mai. Cu siguranță după ce iese din pandemie oamenii și după ce o să-și dea seama, pentru că eu am trag toată nădejdea, ca să spun așa, că asta este o criză economică acută, nu este o criză economică cronică.
Da? Diferența dintre acut și cronic este că dintr-o boală cronică, cum ar fi, nu știu, diabetul, nu-ți mai revii niciodată sau îți revii foarte greu, reduci doza de insulină sau treci din diabet 1 în diabet 2. Dar dintr-o boală acută, dintr-o problemă acută, gen, băi, mi-am rupt piciorul, mă doare de mor, că asta se întâmplă acum cu criza de coronavirus, băi, ne doare, ne-a lovit, de parcă zici că ne-a tăiat cineva un picior. Băi, doare, e dureros. Dar asta nu înseamnă că nu poți să pui două șuruburi, să pui piciorul la loc și piciorul își revine în 3 luni de zile, în 6 luni deja poți să alergi, în 12 luni deja poți să flexezi și ai și uitat, ți-ai și scos șuruburile și ok. Pe când la o boală cronică, cum ar fi cancer sau cum ar fi alte boli, e mult mai greu să lupți cu ea. Din punctul meu de vedere, eu cred că vom trece mai repede, adică trebuie să trecem mai repede criza asta și oamenii își vor reveni. Vor vedea că poate să supraviețuiască cu mai puțin. Vor vedea că nu le trebuie în fiecare an ultimul model de iPhone sau de MacBook sau de iPad sau de nu știu ce. Și vor vedea că, de fapt, poate să trăiască cu, poate să și gătească singuri. Vor vedea că poate să facă multe chestii singuri. Bine, nu, aici nu se înțelege că nu recomand să nu mai ieși la restaurant. Ar fi o prostie. Trebuie să ieșim la restaurante. Trebuie să mergem în continuare în concedii, să avem curaj să facem. Trebuie să relansăm economia pe toate planurile. Dar din punctul meu de vedere, cred că mulți și sper ca mulți să învețe că de fapt nu avem nevoie de atât de multe, să facem atât de multă risipă de resurse. Da? Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că probabil ne vom reveni și economic, oamenii o să se uite la case. Și atunci cred că putem să facem un podcast dedicat subiectului. Poate chiar la tine în curte. Ai grătar? Da, da, am grătar. Perfect, eu aduc berea. Vă aștept, dar veni, dacă e după 15 mai, trebuie să veniți cu 14 zile izolare, măști, alea, vă stropesc cu... Aghiazmă! Da, cu dezinfectant pe voi și punem așa la distanță de 3 metri, cât un șezlong și altul și obiectiv și... Exact, avem, și acolo avem cablurile alea lungi, adică... Și putem să facem un podcast pe subiectul ăsta, pentru că vor fi mulți care vor fi interesați de la tot ce înseamnă soluții de finanțare, pași, acte, ce înseamnă o dobândă, ce înseamnă o rată, ce înseamnă un avans, care sunt cheltuielile pe care nu le știi înainte de te apuca, cât costă la notar și nebunii de genul ăsta, plus chestii organizatorice, știi? Cât de departe de oraș este, plusuri. Putem să facem un podcast pentru că clar, sigur, va prinde mulți, vor căuta casă. Și asta va dezvolta industria imobiliară în continuare. Dar... Mai bine, ai și tu timp până pe 15 mai să-ți pui pe hârtie niște idei în direcția asta. Și vedem după. Și încă o chestie, că dacă tot suntem pe încheierea podcastului, profit de reclama și de milioanele de vizualizări pe care voi le aveți pe canalul vostru de YouTube, așa, îmi faceți factura după aia, da? Pentru așa. Problemă. Așa, profit, mai facem un podcast după, că în perioada asta de izolare m-am apucat de scris o carte. Adică eu, spre exemplu, știi că spuneai tu, Bogdan, mai devreme că ți-a plăcut poza respectivă, mi-a aruncat mingea la fileu și pot să spun că da, am slăbit vreo 10 kg printr-un sistem care îți permite și alcool și câte o pătrățică de ciocolată. Adică, spre exemplu, acum mănânc ciocolată în timp ce stau de vorbă cu voi și... Nu știu dacă se vede, dar sunt câteva pătrățele aici. La cafea le mănânc de obicei. Adică am găsit un sistem prin care nu te rezumi mai la dieta în sine, nu te rezumi mai la sport, la alimentație, somn și alte nebunii de genul ăsta, ci și pe plan mental și cum să-ți faci tu sistemul astfel încât să-ți menții un corp sănătos. Și acum, în momentul de față, sunt la capitolul ăsta. Deci, probabil undeva pe la sfârșitul verii o să mai facem un podcast în care... Cu lansare de carte. Poate fi. O gândim. Găsim noi o soluție, da? Faci fasting? Nu fac. Le-am încercat pe toate. De fapt, una dintre chestiile astea le... povestesc și în carte, am încercat eu foarte multe chestii extreme din 2016 până acum legat de diete, ca să nu fie nevoie să le încerce cel care citește. Fasting-ul este foarte bun dacă știi să-l faci, la fel și regimurile de viață vegane sunt foarte bune dacă știi să le ții, numai că eu nu știu nici să fac fasting și nu știu nici să mănânc vegan sau doar rau vegan. Le-am încercat și pe astea, sunt foarte ok. Sunt foarte de acord cu persoanele care reușesc să facă chestia asta și chiar e super mișto și super sustenabil, mai ales să mănânci rau vegan, dacă poți, un impact în primul și în primul rând față de mediu foarte, foarte mișto.
dar eu am să scriu doar despre ceea ce mă pricep eu și ceea ce am experimentat eu și cel mai important, mentalitatea pe care trebuie să o ai, pentru că multă lume se apucă de foarte multe diete și niciodată nu sunt mulțumiți, pentru că ajungem mereu la faza aia, bă, nu pot să-mi imaginez că niciodată nu o să mai fac aia sau aia sau aia, sau tânjesc după șaorma aia care... Da, și atunci niciodată n-ai să fii mulțumit și în final ajungi tot unde ai plecat. Și vrei și atunci... să o tipărești sau o faci e-book? În momentul de față folosesc Readzy Editor și ea mă exportă și în format printabil și în format... E foarte mișto că te ajută să o structurezi pe capitole, pe părți, pe tot. Îți dă niște targete de cuvinte. În prima fază o să am de gând să o lansez sub formă de e-book. Ca să văd ce... Poți să faci și audiobook. Da, asta m-am gândit și eu, ca să fac upsell audiobook în momentul în care ceva cumpără. Mă gândesc inclusiv să dau primul capitol gratuit, astfel încât oamenii se convingă dacă vor să dea banii pe ea sau nu. Și inclusiv cei care sunt vegani sau erau vegani să știe că nu vom discuta foarte mult despre rețete sau planuri de mese pentru ei și să nu dea banii pe cartea asta, pentru că nu vreau să iau banii oamenilor degeaba. Și dacă va avea succes ca e-book... toți banii pe care voi strânge în urma vânzării de carte o să investesc ca să-l fac și carte în format tipărit. Inclusiv m-am gândit, acum mă gândesc unde și vreau să și donez o parte din vânzările pe care le fac și încă mă gândesc acum dacă o să o fac către Fundația Comunitară Galați sau către Salvați Copii, chestii de genul ăsta. Adică dau niște chestii care să mă motiveze să continui, pentru că crede-mă, a scrie o carte, indiferent cât de mult îți place ție să scrii ca blogger, e mult mai greu decât ai crede. Da. Da. Păi, cred că cam asta ar fi ca să încheiem. Căștile la căști numai. Eu aș vrea să anunț pe cei care au ajuns până aici să ne caute pe Facebook. Am deschis un grup care se numește Prietenii de Vineri, să intre, să dea join acolo pentru că mai dezbatem subiecte cum au fost cele din episodul de astăzi și vrem să facem o mică comunitate acolo de... Un trib. Da. Vă fac și o poză. Băi, screenshot. O să facem, ar trebui să facem ceva ca să punem pe Facebook și pe asta. Bun, dar aveți să-mi-l dați și mie, să-l pun și eu la mine pe blog. Îți dai seama că o să-ți dăm tag acolo. Asta aveți și voi, în loc de un milion de vizualizări pe barba voastră, aveți 1.200.000 vizualizări. Alea două de la mine. Da, și vă invităm să ne urmăriți pe YouTube, pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și toate canalele unde publicăm noi de obicei podcastul de vineri. Și nu știu, băieți, dacă vreți să mai ziceți ceva, încă nu... Deci apare vinerea viitoare pe 1 mai, nu? Exact. Dacă tot e liber și avem cel mai lung podcast de până acum, probabil. Îl dăm 1 mai. Nu-i cel mai lung. Nu cred că e cel mai lung. Are o oră și 34 de minute. Eu am văzut la voi și podcasturi de peste 2 ore. Deci ați avut unul de peste 2 ore. Atunci când ne-am îmbătat, că asta e. Da, la voi, la sediu, printre primele podcasturi. Numai. Dacă ne îmbătam acum, sigur îl băteam pe ăla. A, clar, mi-aduceam căștile mele analog, puneam câinele să dea la pedale să le încarce, stăteam aici. Pe la 3 dimineața... Podcastul de pe gazon, ăla o să fie mai lung. Poate și cu bere, la podcastul de pe gazon, din curte. Da. Venim ăla, pe jos. Ce se dezmărtește... După ce se dezmorțește treaba și începem să ne putem vedea, vizita cu restricțiile de regare, clar putem să facem ceva foarte fain într-o zi însorită, știi? Da. Păi, bun. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc, băieți. Mi-a făcut plăcere să mai văd fețe cunoscute și prietenoase așa în perioada asta. Și abia aștept să văd podcastul, să-l văd live pe YouTube ca să-l dăm și la ceilalți. Poate văd, vede cineva măcar 5 minute de mine. Ciao. Pa, pa.